Secția de votare numărul 81, orașul Novaci. 17 persoane au votat până la ora 8:30. Se așteaptă în continuare ca novăcenii să vină la vot, să-și exercite dreptul de a vota președintele României pentru următorii 5 ani. De fiecare dată când sunt alegeri, oamenii vin dis de dimineață să voteze. De dimineață, să zicem. Ne luăm grija de această obligație care... După aceea vă ocupați de problemele din gospodărie. Bineînțeles, da. Da. Pentru ce votați? Ce așteptări aveți de la viitorul președinte al României? În primul rând vreau să văd că suntem un popor mai unit în țara asta, că prea am fost dezbinați, prea am fost mințiți și sperăm că, mă rog, și prin noi, nu numai prin... Că nu o să facă președintele tot ce trebuie în țara asta, mai trebuie să facă și concetățenii noștri români câte ceva. Ionel Popescu, membru în secția de votare din Novaci, spune că cei mai mulți novăceni votează însă după amiaza. Câți au votat până la ora 8:30? În jur de 17 persoane. Din câți votanți? 1140. Da, am înțeles. Așteptați mai mulți oameni după amiază, spre seară? Sigur că da. Așteptăm cât de mulți. Eugen Dumitru, președintele secției de votare din Polovragi, ne-a spus că până la ora 7:30, 5 persoane votaseră. Câți locuitori din Polovragi au votat până la ora aceasta? Până la ora 7:30 au votat un număr de 5 persoane. 5 persoane? Da. Câți ar trebui să voteze la secția aceasta? 1878 de votanți sunt trecuți pe listele permanente. De obicei oamenii vin mai pe după amiază să voteze. Da. Mai sunt acum cu gospodăria și aranjează lucrurile acasă, după se duc la biserică și după aceea se prezintă și la vot.